Una dintre cele mai bune sprintere din România, atleta Mirela Lavric, a fost depistată pozitiv cu meldonium în timpul campionatului mondial de sală de la Portland. Aceasta cucerise atunci medalia de bronz în aceste condiții, șansele ca Mirela să-și mai păstreze medalia luată sunt destul de mici. Mirela Lavric, campioană mondială la junior, este prima sportivă din România depistată pozitiv cu substanța cu care a fost prinsă celebra jucătoare de tenis Maria Șarapova. Șarapova este cea mai cunoscută sportivă depistată cu meldonium de pe o listă cu peste 100 de sportivi prinși în 2016 cu această substanță. În urma incidentului Sanduion, președintele Federației Române de Atletism a declarat că sportiva și-a recunoscut greșala și este conștientă că s-ar putea să o aștepte o suspendare drastică. Cu toate acestea, liderul Federației s-a arătat contrariat, susținând că abia pe 7 martie a aflat că meldonium este interzis. Toți sportivii depistați pozitiv la meldonium au fost suspendați provizoriu, până când va fi efectuat un studiu cu privire la perioada în care substanța este eliminată din corp.